Thank you.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Azi creștinătatea cântă cea mai mare și mai sfântă din fântânile de har, taina Sfântului Altar. Preasfințite Regens în Frankfurt, Liebe Gäste, fiile voastre, părinți concelebranți, oaspeți, dragi diaconi, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, iubiți credincioși din catedrală și toți cei uniți cu noi prin intermediul internetului, dragi copii, facem astăzi sărbătoare lui Iisus. Îl primim în inima noastră, dar vrem să-L purtăm și pe străzile orașului nostru, într-un chip deosebit, în marea procesiune pe care an de an o trăim. Ne bucurăm acum că în acest moment să ieșim în întâmpinare lui Iisus care vine la noi, iar pentru aceasta îi cerem iertare lui pentru toate greșelile noastre, ca să înțelegem cuvântul sau să-L primim în taina sfântă și să facem sărbătoare. De aceea spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu că prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiune, din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Mare, pe toți îngerii și sfinți, și pe voi, frate, să vă gaspe la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo.
face pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Doamne Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preaînalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-un mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Să ne rugăm, Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat amintirea pătimirilor tale, fă-ne, te rugăm, să cinstim astfel Sfântul Mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, Tu care, fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Melchisedec, regele din Salem, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. El l-a binecuvântat și a spus: Binecuvântat să fie Abram de Dumnezeul cel prea înalt, creatorul cerului și al pământului, și binecuvântat să fie Dumnezeu cel prea înalt, care te-a eliberat din mâinile asupritorilor tăi. Cuvântul Domnului. Preot în veci ești tu,
după rânduiala lui Melchisedec. Oracolul Domnului către Domnul meu, șeze la dreapta mea, până voi pune pe dușmanii tăi scaunele picioarelor tale. Învecești tu, după rânduiala lui Melchisedec. Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale, domnește în mijlocul dușmanilor tăi. În ziua puterii tale tu domnești strălucind de sfințenie, din sânul aurorei caroua te-am născut. Preot în veci ești tu, după rânduiala lui Melchisedec. Domnul s-a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Citirea din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu, cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului. Pe Iisus, Mântuitorul, viața noastră și păstorul, cu iubire să-L cinstim, să-I cântăm, să-L preamărim. Slava Lui e atât de mare, că nici când n-am fi în stare, vrednicește ca să-I dăm cinstea ce-I o datorăm. Azi creștinătatea cântă cea mai mare și mai sfântă, din fântânile de har, taina Sfântului Altar. Pâinea vieții, pâinea vie, ce cu atâta bucurie, în iubirea-i de nespus, tuturor ne-o dă Iisus. Inimile să tresalte în cântările înalte, glasul plin, melodios, să răsune bucuros, căci ziua ce aleasă, când Hristos la sfânta masă, milostiv ne-a dăruit darul cel neprețuit. Cina fără de pereche azi încheie legea veche. Regele preot Iisus jertfă nouă ne-a adus. Ce-a fost vechi de-acum trece, e lumină în noaptea rece. Și în ce însemn s-a arătat, e împlinit și adevărat. Ce-a făcut Iisus la cină din porunca lui divină, veșnic se va repeta întru amintirea sa. Ca zălog al mântuirii și icoana răstignirii, Domnului vom oferi jertfa Sfintei Liturghii. Cum ne învață și credința, chipul și-a schimbat ființa, pâinea trupului Hristos, vinul sânge prețios. Simțul nu ne lămurește, dar credința ne întărește,
cu lumina ei din cer să primim acest mister. Pâinea, vinul, țin ascunse lucruri mari și nepătrunse, chipuri ce se osebesc, prin ființă se unesc. Trupul lui Hristos hrănește, sângele ne răcorește, dar și în pâine ca și în vin e Hristos întreg de plin. Cine se împărtășește, pe Hristos întreg primește, tot izvorul harului se revarsă în pieptul lui. Și din pâinea aceasta vie, cât ia unul, ia și-o mie, toată lumea de-ar lua, taina sfântă n-ar seca. Însă taina cea măreață nu la toți împarte viață, ci doar celor ce-o primesc un cuget creștinesc. Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspră judecată, căci menirea i-ai schimbat când nevrednic ai luat. Și când pâinea împărți se frânge, viața nu îi se atinge, o fărâmă de primești, prin puterea ei trăiești. Chipul pâinii se zdrobește, dar Hristos se dăruiește cu toată ființa sa prin oricare părticea. Iată pâinea îngerească, hrană în valea pământească, pentru vrednicii creștini nu de aruncat la câini. În figuri el ni se arată, Isaac cel jertfit de tată, mielul cel nevinovat, mană ce în pustiu s-a dat. Bun păstor, Iisuse bune, ca pe-a tale oi tu dune, spre livezile cerești, unde milostiv domnești. Și la masa ta regească, ochii noștri te întâlnească, cu toți să ne veselim, pe vecie ai tăi să fim. Care s-a coborât din cer, spune Domnul, dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci. Aleluia, 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 Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a primit mulțimile și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, vindecându-i pe bolnavi. Începuse să se lase înserarea. Atunci, apropiindu-se, cei 12 i-au spus: dă drumul mulțimii, pentru ca mergând prin satele și ținuturile din prejur, să-și găsească adăpost și de mâncare, pentru că suntem într-un loc pustiu. El însă le-a spus: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns: nu avem mai mult de 5 pâini și 2 pești. Doar dacă ne-am duce noi să cumpărăm de mâncare pentru tot poporul acesta. Erau ca 5.000 de bărbați. Atunci a zis discipolilor săi: puneți-i să se așeze în grupuri de câte 50. Ei au făcut astfel și au așezat pe toți. Atunci, Iisus, luând cele 5 pâini și cei 2 pești,
a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat discipolilor ca să le pună înaintea mulțimii. Toți au mâncat și s-au săturat și au adunat din ceea ce a prisosit pentru ei, din bucățile de pâine, 12 coșuri. Cuvântul Domnului. Preasfințiile voastre, preacucernici părinți, dragi diaconi și persoane consacrate, dragi ascultători, uniți cu noi pe calea undelor și a mijloacelor de comunicare, iubiți credincioși, copii și tineri. An de an, în Joia Mare, comemorăm Cina Domnului, în cadrul căreia Iisus a instituit Sfânta Euharistie. Conform mandatului primit, faceți aceasta în amintirea mea, Papa, episcopii și preoții celebrează zilnic Sfânta Liturghie, iar credincioșii participă la ea duminica și în sărbători, unii chiar în fiecare zi și chiar de mai multe ori pe zi. Cu toate acestea, Sfânta Biserică a instituit și o sărbătoare specială, cea de astăzi, sărbătoarea preasfântului trup și sânge ale Domnului nostru Iisus Hristos, cu scopul de a readuce în centrul atenției și evlaviei noastre această taină sublimă și ne îndeamnă să reflectăm asupra acestui mister profund al credinței pentru a ne spori iubirea și a ne întări speranța. Cântările înălțătoare, secvența citită înainte de Sfânta Evanghelie, lecturile proclamate și altarul de jertfă, ca de fiecare dată frumos împodobit cu flori, ne-au introdus deja în atmosfera sărbătorii de astăzi, care va culmina cu procesiunea euharistică pe străzile orașului nostru. Dar cum a debutat și cum a înflorit cultul euharistic? Vedeți, Sfânta Euharistie a fost prevestită și prefigurată încă din Vechiul Testament, prin mana cu care Dumnezeu a hrănit foamea poporului său pe care l-a eliberat din sclavia egipteană și l-a călăuzit timp de 40 de ani prin pustiu, hrănindu-l zilnic. În Noul Testament, Euharistia a fost din nou prevestită și pregătită minuțios de însuși Iisus Hristos, și a fost instituită în Joia Mare, cum spuneam la început, în cadrul cinei pascale. De aceea am fi tentat să credem că nimeni nu ar trebui să întâmpine dificultăți în a accepta acest mister divin. Și totuși lucrurile nu au stat și nu stau chiar așa. Așadar, prin minunea mulțirii pâinilor, Iisus i-a pregătit pe evrei, inclusiv pe ucenicii lui, pentru momentul instituirii Sfintei Euharistii. De aceea, cu numai 5 pâini și 2 pești, Iisus pregătește un ospăț uriaș. Această minune a fost, de fapt, un adevărat act liturgic, o liturghie. Am auzit la Evanghelie, luând cele 5 pâini și cei 2 pești, a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat discipolilor să le pună înaintea mulțimii.
la fel va face Iisus și cu pâinea și vinul la cina de taină. Și apoi, după înviere, la Cafarn, la Emaus. Și să reținem că Sfântul Ioan folosește pentru prima dată cuvântul Euharistie, adică mulțumire, aici, la înmulțirea pâinilor. În urma acestei minuni răsunătoare a înmulțirii pâinilor, entuziasmul celor prezenți a crescut și nu a mai cunoscut limite. Aceștia îl urmaseră doritor să-l vadă, să-l asculte cu sufletul la gură, uitând chiar și să mănânce sau să mai plece acasă. Pe lângă faptul că era înzestrat cu puterea de a face minuni, Iisus era și un foarte bun orator, cu mare priză la oameni. De aceea iudeii voiau să-l răpească și să-l facă rege. Și asta pur și simplu pentru că îl iubeau. Dar a doua zi după minunea mulțirii pâinilor, Iisus așează lucrurile în făgașul dorit de el. Mai întâi spulbere entuziasmul exagerat al mulțimilor și așa se face că simpatia și iubirea celor oameni care îl urmaseră zile la rând se transformă dintr-o dată în aversiune și chiar ură. Și nu era pentru prima dată. S-a mai întâmplat în sinagoga din Nazaret, în locul lui de baștină, când entuziasmul inițial al concetățenilor săi s-a transformat în dorința de a-l arunca în prăpastie și se va mai repeta după intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, soldat de data aceasta cu arestarea și răstignirea lui pe cruce. Revenim. După predica magistrală ținută în sinagoga din Cafarnaum, Iisus pregătește instituirea Sfintei Euharistii, dar ascultătorii săi n-au acceptat prezicerile lui. Iisus începe cu un reproș pentru a le capta atenția. Mă căutați pentru că ați mâncat pâini și v-ați săturat. Lucrați pentru hrana care rămâne spre viața veșnică. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Deja cei prezenți încep să se irite. Tensiunea crește, se aud vociferări, se ridică obiecții. Nu este acesta oare Iisus, fiul lui Iosif, și mama lui nu este aici printre noi? Cum spune acum am coborât din cer? Discursul lui Iisus devine insuportabil pentru urechile iudeilor. Tensiunea ajunge la cote înalte, dar Iisus nu cedează, ci le spune cuvinte din ce în ce mai greu de acceptat. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer, iar pâinea pe care o voi da eu pentru viața lumii este trupul meu. Trece la amenințări. Dacă nu mâncați trupul fiul omului și nu beți sângele lui, nu veți avea viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană și sângele meu este adevărată băutură. A mers prea departe, ziceau evreii indignați. Se consideră superior lui Moise, care ne-a dat mana în pustiu? Își revendică puteri pe care numai Iahve le deține? Să dea el viață veșnică? Să învie morții? Se face egal cu Dumnezeu? Ascultătorilor li s-a încrețit pielea pe ei. Evreii n-ar fi consumat pentru nimic în lume sânge de animal, cu atât mai puțin carne de om.
Din acel moment, toată popularitatea și prestigiul lui Iisus s-au topit ca ceara înaintea focului. Era o derută generalizată, chiar și printre apropiații săi, care răspunseseră la chemarea sa de a părăsi toate și l-au urmat, împărțind cu ei bucuriile și suferințele zilnice. Acum mulți l-au părăsit. Dar Iisus nu se lasă impresionat, nu retractează nimic, nu corectează nimic, nu dă explicații suplimentare și nu-și cere scuze că nu le-ar fi vorbit pe înțelesul lor. Nu, nimic din toate acestea. El vorbise cum nu se putea mai clar, încât cuvintele lui nu puteau fi interpretate sau răstălmăcite. De aceea nici ascultătorii lui și nici apostolii mai târziu nu au dat acestor cuvinte o interpretare simbolică, metaforică sau alegorică. Nu, ei le-au primit, le-au predicat, le-au transmis mai departe așa cum le-au auzit și le-au pus în legătură cu iubirea lui Iisus față de oameni. Și într-adevăr, expresia sublimă a iubirii este să-l mănânci pe cel pe care îl iubești spre a deveni una cu el. De aceea, la cina de taină, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit, adică până la limita peste care nu se mai poate merge. Apoi a luat pâinea și a spus: luați și mâncați, acesta este trupul meu. A luat potirul cu vin și a spus: luați și beți, acesta este sângele meu. Și de atunci mâncăm trupul lui Iisus și bem sângele său, dar de fapt Hristos ne mănâncă pe noi din iubire, căci atunci când ne împărtășim, nu carnea Lui se asimilează, se transformă în carnea noastră, ci invers, carnea noastră, trupul nostru, se transformă în Hristos și primim garanția că și noi vom deveni nemuritori, ca și Iisus, asupra căruia moartea nu a avut nicio putere, niciun efect. Iată, ce a promis Iisus în sinagoga din Cafarnaum, a înfăptuit în tocmai la cina de taină. O parte din evrei n-au crezut, o parte au crezut, iar astăzi noi suntem aceia care trebuie să le acceptăm și să le trăim. Iată ce este Euharistia. Iată ce este ce sărbătorim noi astăzi și la fiecare sfântă liturghie. Pe Iisus, care a rămas în chip tainic cu noi, sub speciile pâinii și ale vinului. De aceea, primindu-L pe Iisus cu vrednicie în inima noastră și însoțindu-L pe străzile orașului nostru, să-I aducem mulțumiri pentru că s-a lăsat pe sine în Sfânta Euharistie. Să fim recunoscători pentru că ne călăuzește pe cărările vieții, că ne hrănește și își întărește bolnavii și bătrânii. Aici în biserică, în fața tabernacolului, să ne găsim refugiul, mângâierea și încurajarea în necazurile și greutățile zilnice. Pentru că Iisus ne invită și pe noi: veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Pentru că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Amin.
Fraților prea iubiți, lumina textelor proclamate și a cuvântului Părintelui Viorel, spiritualul nostru de la Catedrală. Acum împreună toți, în acest moment solemn de sărbătoare, vrem să recunoaștem și să mărturisim credința noastră în Dumnezeu, Cel care ne-a iubit, care ne iubește, care a rămas cu noi Sfânta Taină a Eucaristiei și rămâne mereu aproape de noi. De aceea, împreună acum, să ne mărturisim această credință, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creia, e o ființă cu Tatăl, prin pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi, a suit la cer și a de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcel, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez pe iertare. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților, să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină, în noaptea în care era dat în mâinile dușmanilor, a instituit jertfa eucaristică a trupului și sângelui său, pentru a perpetua de-a lungul veacurilor jertfa crucii până la a doua sa venire și pentru a rămâne cu ai săi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Doamne Iisuse Hristoase, prezent în Sfântul Sacrament al altarului, arată tot mai mult în viața bisericii că prezența ta euharistică este semnul unității și legătura de iubire dintre toți credincioșii. Dă-le preoților harul ca oferind jertfa euharistică, victima fără pată, să-și ofere propria lor ființă în slujirea ta și a fraților lor. Dă-le credincioșilor harul ca trăind unitatea de iubire cu tine și între ei, în jurul altarului tău, să fie zi de zi făuritor de dreptate și pace. Unește-i pe toți creștinii în adorarea prezenței tale în Euharistie, întărește-i pe cei ce suferă cu trupul sau cu sufletul și atrage-i pe toți la cunoașterea adevărului prin puterea prezenței tale. Ajută-ne pe noi toți să înțelegem că ai rămas în Euharistie ca să putem ajunge mai ușor la tine, ca să ne fii mântuitor, învățător și prieten în fiecare clipă a vieții și astfel să rămânem în iubirea ta. Dar
dăruiește-le celor aflați în agonie harul de a pleca din această lume, întăriți cu pâinea vieții veșnice, chezășie a învierii glorioase. Dumnezeule, care hrănești necontenit biserica cu taina trupului și sângelui prețios al Fiului Tău, dă-ne, te rugăm, harul să ne aflăm pururi bucuria în contemplarea și primirea ei. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să-i dăruiești cu unătate bisericii tale, unitatea și pacea,
pe care le semnifică în chip tainic darurile oferite pe altar prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, dar tot puternic veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci la ultima cină pe care o luată împreună cu apostolii, el a orânduit să fie celebrată amintirea jertfei de pe cruce spre mărturia tuturor până la sfârșitul lumii și oferindu-se pe sine ca mielul fără pată, tu ai primit jertfa lui de laudă. Prin acest mister, tu ai voit să-i sfințești și să-i întărești pe cei care cred în tine. Și ne arăți voința ta ca toți oamenii de pe pământ, luminați de aceeași credință, să fie uniți prin aceeași iubire. Apropiindu-se de această sfântă masă, toți suntem copleșiți cu nespuse haruri și devenim din zi în zi tot mai asemănători cu Fiul Tău. Prin El te laudă cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, și cântă fără încetare imnul măririi tale. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa locului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
asemenea după cinele un potiru și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești, sfințească-sa numele, vie împărăția, roacă-se voia ta, precum în cer, așa și. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, și ai rămas cu noi în sfânta taina Eucaristiei. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul tău, dar spune numai un cuvânt. Thank you.
să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne dăruiești darul de a ne bucura pe deplin în veșnicie de Dumnezeirea Ta, pentru că primirea trupului și sângelui Tău prețios este în viața pământească tainică pregustarea acestei bucurii. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Iubiți credincioși, vă reamintesc, mâine, 24 iunie, este sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Aici, la catedrală, vor fi trei sfinte liturghii, la 8, la 11 și seara la 18:30. În cadrul sfintei liturghii de la ora 11, vor fi sfințiți 19 diaconi ca preoți. Vineri, 28 iunie, cinstim Preasfânta Inimă a lui Iisus. Programul Sfintelor Liturghii este cel obișnuit din timpul săptămânii. Sâmbătă, 29 iunie, avem Solemnitatea Sfinților Apostoli Petru și Paul și de asemenea este cinstită Inima Neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria. Vor fi trei sfinte liturghii, dimineață la 8 și la 11 și seara la 18:30. Colecta din această zi este pentru obolul Sfântului Petru. Urmează momentul procesiunii, momentul manifestării credinței noastre în prezența reală a Mântuitorului în Sfânta Taină, purtându-L pe străzile orașului nostru. În față va merge crucea procesională, însoțită de seminariști, urmată apoi de icoane, persoanele consacrate și copiii de la Prima Împărtășanie care vor presăra petale de flori, apoi urmează preoții înaintea baldachinului cu Preasfântul Sacrament, urmat de cor, de fanfară și de toți credincioșii. Ne vom întoarce aici în biserică pentru a primi binecuvântarea finală cu Preasfântul Sacrament.
vrem pe Domnul la Lui venire, ne-nflăcărează inima, trăind în pace și în frățire, vom împlini porunca sa. Ai dat lor o pâine cerească, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ne-a lăsat în acest sacrament minunat, memorialul morții și al învierii tale, te rugăm, harul ca astfel să cinstim Sfântul Mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor.
Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Astăzi se cuvine să-L preamărim pentru iubirea Lui cea mare, pentru că a rămas cu noi și rămâne cu noi. De aceea am făcut sărbătoare, de aceea L-am preamărit, I-am cântat și sigur L-am însoțit mergând pe drumurile noastre, pentru că El a venit să călătorească și să meargă cu noi, mereu în tot ceea ce noi trebuie să facem. Acesta este sensul marii celebrări. Să recunoaștem că El e prezent, că El e cu noi și noi suntem cu El. Vă mulțumim tuturor, preasfințite, Părinte Decan, sfințile voastre, dragi și iubiți credincioși, seminariști, persoane consacrate, dragi copii. O mare bucurie pentru noi să fim împreună. Vă mulțumim. Dar vreau să-i mulțumesc astăzi, într-un chip deosebit, domnului primar, pentru un lucru pe care dumneavoastră deja îl cunoașteți. Prin efortul, jertfele și bucuria sa, a fost posibilă să vină la noi, să ne facă vizită Papa Francisc, la invitația noastră. Domnul primar s-a dăruit, s-a oferit. Și sigur că acest lucru e onorant pentru Dumnezeu, pentru Iisus și pentru Sfântul Părinte. De aceea îi mulțumim mult că a fost atunci cu noi, a fost și astăzi cu noi. Și sigur că, iată, am avut ocazie să trecem prin mijlocul festivalului ei. Un moment frumos, sărbătoresc, cu Dumnezeu capătă mult mai mare importanță și valoare. Căci ce-i frumos este numai de la Dumnezeu. De aceea, sigur că ne bucurăm și pentru acest moment. Am făcut o scrisoare pentru domnul primar, prin care am mulțumit. Astăzi vreau să concretizez această mulțumire printr-un semn pe care noi atunci l-am pregătit pentru Sfântul Părinte și pentru toți oaspeții noștri. Cum vreau să îl încredințez domnului primar, cu un gând de prețuire și de dorință să poată realiza multe lucruri frumoase pentru țară, popor, pentru biserică și pentru noi. Aceea, domnule primar, vă rog să primiți acest tar al nostru, care este o imagine pe care a primit-o Sfântul Părinte, Papa, când a fost la noi. Primiți și dumneavoastră. Și o plachetă cu catedrala noastră, cu papa și episcopul. Mulțumesc. Și aici episcopul Anton Durcovici, pentru care știu că ați făcut atunci o mare sărbătoare cu noi. Iașu a fost alături de noi. Vă mulțumim frumos! Mulțumesc. Preasfinția voastră, Părinte Episcop, Preasfinția voastră, Părinte Episcop Auxiliar, Preasfințiile voastre, Sfinți Părinți, stimați invitați, stimați enuriași, e o mare cinste și onoare, dar credeți-mă pe cuvântul de creștin. Nu eu, poate nu noi, ci Sfânta Fecioară Maria și cu Sfântul Anton de Durcovici, de Iași, sunt cei doi care, poate și împreună cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, au mijlocit aici, la Iași, să avem fericirea, privilegiu divin să ne viziteze Sfântul Părinte.
Am intrat prima dată în catolică după vizita Sfântului Părinte astăzi, la o sfântă sărbătoare. Și simt în continuare energia prezenței sale, acolo unde l-am zărit, binecuvântând bolnavii, copiii și pe toți cei prezenți, moaștere Sfântului Anton Durcovici și, sigur, întreaga comunitate a Iașului. A fost o mare bucurie, va rămâne o mare bucurie, o mare onoare pentru noi să fim uneltele lui Dumnezeu pentru a face acest frumos moment pentru Iași și pentru țară. Și asta s-a petrecut pentru că Dumnezeu a vrut să o facem noi, noi toți cei prezenți aici, cei prezenți afară și cei care și-au dat bucățica lor de suflet ca acest moment să iasă așa cum se cuvine. Dumnezeu să-L țină sănătos pe Sfântul Părinte și să ne rugăm în fiecare zi să fie cât mai multe zile printre noi ca să-și amintească El de această vizită pe care a făcut-o în acest an. Ne-a binecuvântat și ne-a și îndatorat pentru tot restul zilelor vieții noastre. Preasfinția voastră, Părinte Gherghel, primiți aceleași mulțumiri din partea noastră, Iașul vă este recunoscător pentru efortul făcut și a rămas scris în pagina, într-o pagină de istoria acestui oraș, un moment pe care copiii noștri, cei prezenți aici și cei care sunt în alte părți, îl vor regăsi contemporan cu ei peste ani și ani de zile. Vă mulțumesc și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mulțumim! Vielen Dank auch für unsere Gäste von Deutschland. Sie sind gekommen hier mit uns diesen heiligen Jesus zu feiern. Danke sehr, Herr Regens. Danke sehr, viele Gäste. Dragi Bisprinți, vă mulțumim, Părinte Decan, tuturora un gând de binecuvântare, întorcându-vă acasă cu mai mult entuziasm și cu mai multă bucurie în viață. Celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și a procesiunii solemne în orașul nostru, în catedrala noastră, s-a încheiat. Să mergem și să trăim în pace. Mulți lăudați să fie Iisus Hristos! Coborâtă din ceruri. Tu ești păstorul cel bun, iar noi suntem turma. Tu îți dai viața pentru oile tale. Tu ești lumina în întunericul acestei lumi. Ești calea, adevărul și viața.